au fost la acea petrecere foarte tare. Mergem mai departe, locul 4, Buca Shade, la Studio Martin, 27 ianuarie 2007. Locul 3, James Abiela, la Mania, Mamaia, 17 august 2007. Pe locul 2 îi găsim, evident, acolo unde este locul momentan, sper eu să urce mai târziu în clasament, pe Sasha și Diguit, Crystal Glam la București, 21 decembrie 2007. Pe locul 1, Crystal Glam Club, apare scris aici, 27 octombrie 2007, DJ Luciano. Mergem mai departe și pentru a afla cine este câștigătorul categoriei cel mai bun DJ din România în 2007, o invit alături de mine pe Bianca Bălan de la beatfactor.ro. Haideți să o aplaudăm! Bună seara, Bianca! Până desface Bianca plicul, dați-mi voie să vă spun că pe locul 3 se află Agnes, iar locul 2 este ocupat de Vigo. Bianca, te rog să deschizi plicul. Felicităm pe Dreambreak. Din păcate, el nu este prezent alături de noi. O să vină cu siguranță cineva să-i ridice premiu. Îl felicităm, este același câștigător la această categorie ca și anul trecut. Îți mulțumesc, Bianca. Noi mergem mai departe și aflăm cine este câștigătorul la categoria cel mai bun website de profil clubbing din România în 2007. Și pentru asta îl invit alături de mine pe DJ Tornado. Ești emoționat? Un pic. Bine, pentru că ai emoții, o să te las să desfaci plicul mai încet. Până atunci, dați-mi voie să vă spun că locul 3 la această categorie este ocupat de iajnight.ro, iar locul 2 de themission.ro. Te rog să ne spui cine e câștigătorul. Cel mai bun website de profil clubbing în 2007, www.beatfactor.ro. O invităm pe Bianca Bălan să ridice premiul, ea este reprezentanta site-ului. În spațiul virtual, în afară de site-ul nights.ro, se pare că site-ul BeatFactor se menține fresh și bogat în informații special pentru voi. Și noi îți mulțumim, mergem mai departe. Pentru a afla cine este câștigătorul categoriei cel mai tare flyer din România în 2007, îl invit alături de mine pe Cătălin Tudorică de la photoclubbing.ro. Pe locul 3 la această categorie se află Exposed Audio Label Night Mihai Popoviciu, Doigan la Chill Out CPU, iar pe locul 2 Sunrise, Ricardo Villalobos, Crystal Glam Club. Îl așteptăm pe Cătălin. Cătălin, mai repede, Cătălin! Un flyer minimalist cu niște roboței foarte, foarte drăguți. Noi mergem mai departe și încercăm să aflăm de această dată cine este câștigătorul categoriei cel mai bun concept pentru o serie de petreceri din România în 2007 și pentru asta o invit alături de mine pe Loredana Borș de la The Mission. Până desface Loredana plicul, pot să vă spun că la această categorie locul 3 îl ocupă Cat Private Party Concept la Studio Martin, iar locul 2 Heineken All White Tour. Loredana, te rog. Internul o să-și ridice premiul. Felicitări! Se pare că nopțile de joi au fost mai vesele cu Rosario. Mulțumesc mult! Mulțumesc! One FM e celălalt bastardo că astăzi noi cu noi. Mersi! Parte. Pentru a afla cine este câștigătorul categoriei cel mai bun DJ set românesc al anului, îl invit alături de mine pe Cosmin Duru de la nights.ro. Locul
Locul 3 în această categorie s-a ocupat de Adrian Eftimie cu două speech, locul 2 de Vania și Tornado, back-to-back, warm-up pentru Jeff Mills la Studio Martin. Cosmin, te rog să ne spui cine este câștigătorul. Sara, cel mai bun DJ set românesc, Optic, Liberty Parade. Așa cum a spus și Cosmin, Optic Liberty Parade, Venus Saturn. Noi invităm pe iubita lui DJ Optic, pe Andreea, să ridice premiul în numele lui. Bună seara, Andreea!